Acoperișul unei clădiri dezafectate cu suprafața de circa 1200 de metri pătrați a ars complet noaptea trecută în urma unui incendiu puternic. La locul evenimentului au fost alocate progresiv forțe din cadrul Gărzii Balj și detașamentului Slatina. Concomitent cu misiunea de stingere a incendiului au fost construite echipe de căutare-salvare a eventualelor victime, atât în clădire cât și în zona adiacentă, în apropierea clădirii fiind identificat un bărbat în vârstă de 36 de ani cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Pacientul a fost transportat la spitalul Balj și este în afara oricărui pericol. Din primele cercetări, incendiul a izbucnit cel mai probabil după ce victima, care se adăpostea noaptea în clădirea dezafectată, a dormit cu o țigară aprinsă și în Argeș pompierii au fost solicitați să meargă în localitatea Moșoaia, acolo de unde un cetățean a sunat că arde o miriște. Când au ajuns la locul evenimentului, au văzut că focul ardea la doar câteva zeci de metri de o sondă de extracție a petrolului. Numai puțin de 7 intervenții majore au avut pompierii din Argeș în ultimele 2 zile, atât noaptea cât și ziua. Au fost afectate peste 8 hectare de culturi nerecoltate, miriști, pășune și vegetație uscată. Pompierii argeșeni au fost solicitați să intervină în 7 situații pentru stingerea incendiilor izbucnite la vegetația uscată. Aceștia au intervenit pe o suprafață de peste 8 hectare pentru stingerea incendiilor care s-au manifestat la vegetația uscată, la mărăciniș, dar și la culturi de grâu, precum și la miriștea rămasă în urma recoltării cerealelor ploioase. În general, cauza producerii acestor incendii este căldura excesivă, însă sunt și situații în care oamenii sunt neglijenți, fac focuri și nu le supraveghează. Pompierii avertizează asupra acestui pericol major.